frumoasă pe sâmbătă. Am găsit cu cale să ies afară cu ei la parc, la plimbare, la un timp de relaxare. La noi aici, în îndepărtată Australie, este long weekend. Luni o să avem zi liberă, să sărbătorim ziua muncitorilor. Și acest weekend guvernul Australiei a decis că în statul nostru și în alt stat din Australia să mai relaxeze lucrurile. Avem voie să ne deplasăm 50 de kilometri de casă. Noi ne-am încadrat, suntem la vreo 20 de kilometri de casă, într-o zonă de case noi, cu parcuri noi pentru copii de joacă. Copiii îs undeva în partea aceea la joacă. Eu am decis să mă plimb puțin prin parcul acesta și să vă arăt puțin din această zonă frumoasă. Oamenii au ieșit la plimbare cu copiii, unii se cară cu bicicletele, alții se cară pe jos, se plimbă, fac mișcare după o perioadă de în care trebuia să respectăm ordinile impuse de guvern. La noi în stat nu mai există nicio infectare cu virus, deci suntem bine. Oamenii s-au încadrat, de obicei oamenii au respectat pe aici distanțarea socială. Slavă Domnului că El este pe tron și domnește și, așa cum zice Sfânta Carte, a Lui este pământul cu tot ceea ce se află pe El. Deci Dumnezeu are ultimul cuvânt în toate. Și Dumnezeu știe să întoarcă orice lucru bun sau rău în favoarea copiilor Săi. De aceea să nu ne pierdem nădejdea, speranța, să rămânem copii credincioși Tatălui nostru Ceresc. Și El este Cel care, chiar în această perioadă de încercare care s-a bătut peste noi oamenii, o transformă spre binele nostru, spre binele copiilor Lui, spre binele familiei creștine, ca să legăm relațiile între noi, ca și familie, între soț și soție, între părinți și copii. Asta este un lucru foarte important și mai mult decât atâta, între noi și Dumnezeu, între noi și Tatăl nostru Ceresc, între noi și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, între noi și Duhul Sfânt. Mulțumim că nu ne-a lăsat singuri pe pământul acesta, ci ni l-a dăruit, ni l-a trimis pe Duhul Sfânt ca să ne fie mângâietor, învățător, sfătuitor, să ne ajute în toate lucrurile. Și Duhul Sfânt ne ajută și în această vreme de încercare, în această vreme de restriște. Și dacă căutăm părtășia cu Duhul Sfânt, El ne sfătuiește și El ne învață ce trebuie să facem.
da, ne învață, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ca să ascultăm de mai marii noștri, să-i respectăm, să-i binecuvântăm, să ne rugăm pentru ei, și aceasta este sfatul meu, încurajarea mea, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să rostim binecuvântare peste cei puși în dregătorii, să ne rugăm ca înțelepciunea lui Dumnezeu să ne caracterizeze. Înțelepciunea lui Dumnezeu este înțelepciunea de sus. Și haideți ca aceasta să proclamăm peste cei care sunt puși în dregătorii, să fie însuflețiți de această înțelepciune de sus, care este curată, ușor de înduplecat, și să-i ferească Domnul nostru Iisus Hristos să fie caracterizați de înțelepciunea de jos, pentru că înțelepciunea de jos este pământească, firească, este drăcească. Dumnezeu să păzească autoritățile pe cei puși în dregătorii de această înțelepciune firească, pământească, drăcească. Aceasta este rugăciunea mea pentru prim-ministru Australiei, care este un om al lui Dumnezeu, este un om cu frică de Dumnezeu, este un copil al lui Dumnezeu, este creștin, care nu este rușine să afirme că el este un credincios și că el se roagă pentru Australia. Și a încurajat și credincioșii biserica să se roage pentru Australia. Mă rog pentru prim-ministru Australiei, pentru familia lui, Dumnezeu să o protejeze, Dumnezeu să o îmbrace cu o îndoită putere, Dumnezeu să lase ungerea lui peste el, acea ungere care să rupă orice jug a robiei de peste Australia, și Dumnezeu să-i dea înțelepciunea lui de sus, Dumnezeu să-l însoțească, Dumnezeu să îi dea oamenii potriviți cu care să lucreze, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți care sunt puși în dregătorii în lumea întreagă, în America, în Israel, în România, și orice plan a celui rău făurit împotriva copiilor săi, copiilor lui Dumnezeu, împotriva acestui pământ, să fie distrus și făcut fără putere, în numele lui Iisus Hristos de Nazaret. Prin credință aplic sângele lui Iisus Hristos peste prim-ministru Australiei, peste Australia, și mă rog ca sângele lui Iisus să spele Australia de orice mizeria păcatului, și sângele lui Iisus să protejeze Australia de orice plan vrăjmaș, demonic, și planul lui Dumnezeu, care este un plan bun, un plan sfânt, un plan desăvârșit, să se înfăptuiască cu Australia, cu America, cu Israel, cu România și cu lumea întreagă. Știm că planul lui Dumnezeu cu lumea este mântuirea lumii, mântuirea păcătoșilor. În același timp, Biblia zice că voia lui este ca acest pământ să fie umplut de gloria lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. Aceasta mă rog și aceasta proclam în numele lui Iisus, a gloria lui Dumnezeu să umple întreg pământul, în numele lui Iisus Hristos. Vă binecuvintez, dragi prieteni, frați de credință, și bucurați-vă cu noi de acest timp de frumos pe care îl avem noi aici în Australia. La noi este toamnă, acest weekend e un weekend puțin fel de soare cu dinți, e și soare, dar și bate vântul și a adus frig din Antarctica. În alte state ale Australiei este zăpadă, dar în statul nostru noi suntem scutiți sau feriți de zăpadă, ducem dorul într-un fel de zăpadă, dar asta este, mulțumim Domnului pentru clima care o avem aici în acest stat, Queensland. O zi însorită de toamnă, o zi frumoasă, e plăcut.
am dus dorul de mișcare. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Am lucrat toată perioada aceasta de restriște, de carantină pentru unii. Pentru noi n-a fost zonă de carantină. Domnul a păzit companiile în care lucrăm de orice infectare cu virus. Ne-am rugat și ne rugăm fiecare dimineață când mergem la lucru, punem numele Domnului și sângele Domnului peste companie. Proclamăm în numele lui Iisus ca duc de viață să e în control companiile în care lucrăm. Însă alții care și-au pierdut joburile și în Australia, dar El ne-a promis că va fi cu noi prin orice încercare, prin apă, prin foc, dacă vom trece. Aceasta este promisiunea Tatălui nostru din ceruri, să nu ne temem, să nu ne fie frică. Dragi prieteni, dragi creștini, bucurați-vă de mântuirea mare care El ne-a dăruit-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Aceasta le spunea Iisus ucenicilor când i-a învățat să nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși. Și aceasta este tema mea de studiu care o am cu copiii mei în fiecare zi. În această perioadă îi învăț cu ajutorul Duhului Sfânt despre casa care este a noastră, a copiilor lui Dumnezeu, a celor născuți din nou. Le-am spus și astăzi de dimineață și învăț, pentru că Biblia ne încurajează să ne gândim la lucrurile de sus și nu la lucrurile de jos. Cu toate că lucrurile de jos, multe părți ale pământului sunt frumoase și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a creat pământul, dar Biblia ne învață că noi suntem străini și călători pe pământul acesta și aceasta trebuie să învățăm noi ca părinți pe copiii noștri să nu-și facă rădăcini aici pe pământ, pentru că Biblia în același timp ne învață că pământul cu tot ce este pe el va arde. Pentru că Dumnezeu va face un pământ nou și un cer nou în care și pe care va locui neprienirea. Și îi învăț și îi încurajez să înțeleagă că sunt străini și călători pe pământul acesta și casa lor este sus, în ceruri, acolo unde s-a dus Iisus să ne pregătească un loc. Asta e important, să învățăm pe copiii noștri și în același timp să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne învețe și pe noi, să ne readuc aminte că noi suntem străini și călători pe pământul acesta și că gândurile noastre și aspirațiile noastre trebuie să fie îndreptate spre cer. Acolo unde este Tatăl, acolo unde este Fiul, acolo unde sunt cei 24 de bătrâni, unde sunt îngerii. Vă binecuvintez, dragii mei prieteni și frați de credință, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și mă rog ca pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să vă stăpânească viața și să vă stăpânească familia dumneavoastră. Cu drag, al vostru frate de credință, Adrian Alasu, din îndepărtata Australie, din însorita Australie, bucurați-vă și iară zic, bucurați-vă, bucuria în Domnul este tăria noastră și asta este important, să ne bucurăm că numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Acolo este destinația noastră, să fim cu
cu tatăl, acolo este casa noastră. Cu toate că chiar sunt într-o zonă cu case noi, el s-a dus să ne pregătească și să ne zidească o casă veșnică, o casă cerească. De aceea, haideți să ne gândim la lucrurile de sus, nu la lucrurile de jos. Vă binecuvintez încă o dată și nu uitați, sunteți speciali, sunteți valoroși pentru voi și pentru fiecare dintre noi. El este cel care dă popoare, pentru că el, și mai mult decât atât, el și-a dat fiul, tatăl și-a dat fiul pentru noi să ne mântuiască de blestem și de păcat. Suntem în Hristos, suntem o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Atâtea de multe încurajări găsim în cuvântul lui. Cu dragoste de Dumnezeu și de oameni, al vostru frate Adrian Alasu, vă binecuvintez. Rămâneți în dragostea din tâi, iubiți-L pe Dumnezeu și iubiți pe oamenii.